Hai să-i nenorocim și pe ăștia înainte să cucerim Oescu. Băi, și... Mersi, nici nu știu cum se citește. Accent latin. Ia uite aici niște barbari germani. Le-ai puțin cancav. Bun, să înceapă lupta. Suntem aici pe un deal. Mi-am ascuns... Ups, am apăsat delete. Am ascuns cavaleria în tufișuri, pe două flancuri. Flancuri, adică marginile armatelor. O să aștept în caz că o să treacă pe aici și o să-i atac eu. Bineînțeles, generalul e aici. Hai să-l deplasăm mai aproape de armată. Să arunce cu foc, că e mai frumos așa. Mișcă-te, mă. Asta e. Nu, alea da sunete. Cam obosiți ăștia sau mi se pare mie? Da, știu. Tracian Peltasts. Hai să pregătim grupe de cavalerie. Asta e cam la distanță. De fapt nu, că sunt aici, aici cavalerie. Ăștia-s de atac de la distanță, deci... Ei mei ar trebui să-i rezolve ușor. ...25 FPS-uri, puțin cam puțin. A, ah, uși ceva cadavre în urmă. Da. Binișor. Oh, asta-i trace de elită, tracă. Bun, cavaleria nu prea face nicio mișcare, parcă. Am uitat să fac grupă cu ei acolo. Ușor, mă, prinților. Hai că pe ăștia mobilizez imediat. There is often an advantage in ordering your infantry to countercharge an attacking formation. The trick is to leave it until the last moment, so your own lines are not broken. Foarte bine, foarte bine. A, pe ăștia putem pălit. Așa n-au scutut și nici sulițe. Și nici nu-s gata. Și pe ăștia putem lua. Cavalry causes extra casualties when first charging in due to the impetus of their attack. A cycle, general. Charge, withdraw, charge. Scuze-mă, dar nu am chef să te ascult acum. You have killed the enemy general. Now his men show fear. Now they may turn and run. Attack! Attack! Dacia mediu infantrie. Ah, ăștia solițe nu pot să îi atac și... Hai să atacăm cu toată infanteria noastră, să nu ne rupă liniile care va că ne supărăm. Și cred că e volumul puțin cam tare. Nu știu ce să zic. La campanie parcă e destul de bine. Hai să totuși să dau mai încet. 41. Da, bine. Hai că e bine așa. M-ar trebui să-i scot afară de aici. Aoleu, am pierdut destul de mulți oameni în cavaleria. Hai să-i vânăm pe ăștia să nu mai aibă șansa să se regrupeze. Ia uite ce nevălim peste ei. Am pierdut prea multă infanterie. E destul de bună asta. Oops.
Aștia încă se bat, hai să trimitem o unitate. Să le țină de urât, chiar și generalul. Le punem fundul la treabă. Ăștia mi-atacă cavaleria ai mei sau cum? Că nu înțeleg. Parcă strigă haiduc. Prindeți-mă pe nenorociți. Cred că a durut charge-ul ăla. Gata, se retrag. Nici nu mă mai chinui cu ei. Hai să-i mai punem pe ăștia. Mai câștigă niște experiență. Să reformăm armata, bineînțeles. Atacul generalul. Ah, se nu sulițe. Parcă avea soluții mai devreme, le-au fi schimbat. Cu... și eu le pot schimba cu alt atac. Numai că nu toate au. Oh, se retrag deja. Foarte bine. Două secunde. Da, se cam încălzește temperatura la proces. Cam crește temperatura la procesor în ultimul timp și tot pun pe pauză și verific. Hai, mai e aici o unitate. Ia să atac cu ăștia, de fapt, nu cu generalul. Că generalul, până la urmă, moare în 40 de ani, dar unitatea rămâne în viață și experiența se tot transmite. Ia uite pe săracul ăsta. L-au pălit. Aoleu, sunt 4 unități aici. Uite și pe ăștia. Asta e mai... ea e grea, asta e ușoară. Hai, uite că-l prind. Dar ce faceți, mă, pupați? Nu, cam asta a fost. Ia, uite-te. Cine a omorât cel mai mult? Unitatea asta de cavalerie grea a omorât ceva, normal. Că ăștia au vânat. A, da, ia, uitați-vă, mânecile la romani, exact ca la gladiatori. Astea au fost la căști, ci că ar avea niște... Acum infometăm pe ăștia din cetate. Hai, deschisă. Hai, deschisă, că n-are porți, probabil. A, ba, nu am spion. 6 turnuri. Păi ia, că-i las 6 turnuri. Până atunci mă mai dezvolt și eu. Poate mai ridic o armă între timp. Cotiso. Influență. Da, înțeleg. Duras, Cotiso. Păi, pe Duras îl facem cuceritor și pe ăsta îl facem guvernator în cetatea asta după ce cade. Deci îl trimitem aici. Mai și el parte la experiență din astea militare. Avem populație de 5.000 în orașul ăsta. Hai să mai recrutăm niște din astea. Unități din astea ușoare, le trimitem aici pe astea. Astea ce le-am trimis ca întăriri, de fapt, ca să stea în garrison, adică în garnizoană, după ce mobilizez armata. Ah, da, voiam să-mi trimit arcași. Hai să-i trimit. Cred că după lupta asta o să trească să mă întorc la Sarmizegetul sau să-mi... să-mi reantrenez armata. Și da, tocmai mi-a venit o nouă idee. Dar mai întâi ai să mai construim niște clădiri din astea pe aici. Crop diversification, asta e ceva tot de agricultură ceva. Oops. Bendis, place of soap and bathing. Hai cu asta, tribal justice. A, și pe ăsta o să-l mut de aici și o să-l trimit pe teritoriu pe aici să mai construiască niște turnuri de apărare. Nu m-am gândit mai repede. Niște turnuri din astea să dea viziune. Aoleu, și arta asta tot timpul se distanțează aici, în stânga jos. Hai să o adun. A, și parcă ziceam că vreau să-l trimit pe ăsta.
Ce, romanii au cucerit deja aici în nord? Bă, ăștia-s răi. Da, foarte bine. Cred că pe aici, asta e pământ dac, nu? Da, Geția Superior face parte din Moldova, ceva. A, pe prinde bine aici, nu așta ordinea asta. Hai și aici să construiesc unul. Nu avem Dobrogea, dar nu-i nimic, avem Transilvania. Ar prinde bine asta aici să construiesc un port. După aceea să fac negoți cu egiptenii și cu cei din Pontus, ar fi ceva. Da, mai vedem. Bun, deci am construit două turnuri. Cred că o să mai construiesc pe aici, pe Dunăre. Dunărea de mijloc. Să-i mut pe ăștia. Așa mai merge. Hai că ăștia n-au cine știe ce unități aici. I-aș ataca numai că chiar nu vreau să mă urc peste ei acolo și nu-i nicio grabă. Vreau să construiesc turnul, că e destul de întuneric pe aici, nu am nicio informație. Cine știe când se apropie barbarii sau ceva. A, pe ce n-am mai dat să construiască nimic? Construiește după capul lui, a. Nici mai știu, eu am pus să construiască asta. În fine, avem nevoie de ziduri în caz că vine o invazie. Să țină câteva turnuri, să am timp să trimit o armată. Scordiștii, scordiștii e un trip, sunt trip de pe aici. Cam atât. Sarmația. Ăștia sunt dincolo de știți undeva. Și de obicei intenționează să atace când acționează așa. Adică pur și simplu vin și... A, ia, vei, mai e un oraș aici chiar în apropiere. Foarte bine. Îl luăm și pe ăla. Aici mai construiesc un turn. Aici și aici. Asta e bine că facem lumină. Să-mi scadă FPS-urile. Ce mai construiesc aici? Îmi pare rău dacă se aude mouse-ul sau tastatura prea tare, dar microfonul e chiar lângă. Dacian Warlord. Tribal Justice. Aia mă, să facem asta. Ăștia aici mai au. Eu tot verific pe aici, dar verific de 3 ori. Ar prinde bine niște câteva trupe de infanterie din asta. De ce se văd așa cu alba, da? E tot un buc care tot apare și tot dispare. Ah, merge acum. Hai, 4 unități din astea. Cât costă upkeep-ul? E destul de mare în comparație cu ăștia pe care îi folosesc acum. În fine, puțin important pe moment. Adică am destui bani. Măi, cam goală cetatea asta, aș putea chiar trimite de acum. Nu pot să scop ăsta afară, nu pot. No, next turn. Nu mi-am dat să meargă mai departe. Ce mă mir eu că, din câte știu eu, când am instalat, parcă erau, am început și o campanie, era aici o facțiune independentă, Massalia, aici era Pergamon și aici era, nu știu, Cirenaica ceva, nu mai știu, Bosfor sau ceva, da, Bosfor, strântarea Bosforii pe aici, puneva, dar ăștia de aici așa se numea Bosfor, nu mai știu, sigur, și în Rome 2 la fel. Pararam. Mișcă aici. Se vede ceva. A, chiar la graniță l-am adus și pe ăsta. De ce nu pot să construiesc? Nu pot să construiesc aici. Aici merge.
Aici mai construiesc. Așa, uite, Patridava. Nu ăla da nume. Și ce e ăsta? Iscit. Da? Aici e un... Asta m-am plimbat, dar n-am găsit nimic. Aici? A, aici cred că e Narbo Martiu sau ceva. Văd că am triști oamenii ăștia, hai să le scădem taxele. Normal că strici, adică le dau multe taxe, recrutez și construiesc în același timp, pun publicul la muncă. Pineus per Suzidava. Merge, hai. Ați făcut nuntă, da? Bun. Păi ia să-l trimit pe ăsta încoace. Să-i dau și unitățile astea. Da, s-au mișcat mai mult. Construim aici un tower la graniță. În Bucovina. Aici Bucovina sau e mai sus? Cred că e pe aici, nu știu sigur. Sau chiar aici, nu știu. Dar aparent nu avem. Apoi ce să facă și aici, degeaba îl pun acolo. Unde să-l trimit acum? Hai să-l trimit în... Că o să rămână guvernator aici. În două turnuri. Pam, 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 pam. Hai să mai construim ceva pe aici, cum ar fi drumuri, ia? Sau ferme? Hai să construim ferme. Aici se termină. Mamă, mi-a crescut public order-ul ceva. Aici n-am nimic de făcut încă. Normal, hai să facem vin și comerț cu vin. Și next turn. Ideea. M-am uitat iară. Trade rights, of course. Hai să vedem map information. Of course. Oh, aveți ceva? Și mi-am făcut aliați noi. Am destule alianțe până acum. Acum să vedem unde-i. Ah, ia uite. Nemausus. Opa, pot să-i mituiesc. Hai că ne încercăm norocul. Mă, până oricum nu prea vreau să-i mituiesc, nici nu vor. Ia, ăștia vor. A, poate-i capitala asta. Nu-i. General Somatos. Nu vrea, bă, nici ăsta să fie mituit. Las că e bine. Vreau să-l trimit în Spania acum, în Hispania. Opa, mai avem un general. Da, ăsta e bun să stea să guverneze. Ție ți-am promis cetatea asta. Ăsta e aici, da, e aici ăsta. O să lăsăm un acuincum. Sau să nu trecem peste Dunăre. Ba, trecem, normal că trecem, e în interesul nostru. Ia să vedem ce de unități. Ah, să construiesc asta acum. 18.000 e ceva. Ce unități pot să recrutez acum? Ah, Sarmatian, Roxolani, Lancers, oh, Nobles. Îmi încarcă imaginile iarăși. În orice caz, ăștia pe care îi vreau. Pot să ceva să recrutez. Ups. Facem o armată full sau să o facem mai diversificată, nu știu ce să zic. A, și Dacian Mounted Tarabostes, asta chiar e bună. Unitate, cea mai bună cavalerie de unitate. Cea mai bună unitate de cavalerie. Next turn. A, da, voi aici. Nu, așa am uitat să unesc armatele.
Să nu ziceți că aveți chef de război, că vă dau. Aici, aici ne retragem. Fu! Unde suntem? Aici, da.